Hai să fie și cu bonjur. Mai de data asta nu vă mai plimb pe aici, pe la Route de Vache, terenul vacilor. O să intrăm direct în camping, pentru că sunt invitat. În viață trebuie să ai de-a face cu oameni de parolă, onoare. Sunt invitat, s-au făcut și niște afaceri. Hai că o să întrerup aparatul, că deja e zona cât de cât privat. E un camping de lux. Văd că cineva e imediat aici și o să fiu un pic în cabanele alea de lux pe acolo. Deci suntem pozitivi, suntem zen. Mi-am recuperat pe Ulson. Într-adevăr că eram să fiu înțepat de cineva cu un fel de schimb câine și câteva sute de euro. Păi noi n-am mai văzut sute de euro, mă, ca să facem, să ne degradăm în felul ăla, să dai pe Wilson contra un câine și să-ți dea câteva sute de euro în plus. Hai bă, să fim serioși, mă. Bă, or fi mulți români care fac sau n-au niciun pic de caracter sau personalitate, dar Lorenzo e Lorenzo. Hai că vă las, nu vreau să filmez acolo și dacă îndrept aparatul nu e frumos, nu sunt de la care să filmez tot felul de porcării sau intimitatea unor oameni, eu stec lângă ei. Și așa că v-am obișnuit la peisaje de lux. E aproape de mine, la o aruncătură de băzdei și ei pleacă mâine și de fapt am venit și eu cu două beri. Sunt invitat la un grătar corect, oameni corecți, care te apreciază cine ești, mă, nu, că te umfli în pene, că minți, că îți denigrezi neamul, prenia, naționalitatea, ce vreți voi. Lorenzo e Lorenzo. Hai că v-am lăsat. Hai. Ciao, 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 oricum o să... Uite, acolo e mașina și o să opresc. Hai, ciao, e intrarea pe aici.